Albumul tău de debut din genul pop opera, The Voice of Love, care conține teme din filme de dragoste celebre, este pregătit de lansare. Când va avea loc evenimentul? Lansarea practic mediatică va avea loc săptămâna viitoare. Concertul practic de debut al dintr-o serie de concerte pe care vreau să le susțin tot acest an, care are ca scop promovarea albumului The Voice of Love, a început deja pe 8 martie, o dată importantă, și am dedicat acest concert The Voice of Love tuturor femeilor. Ploiești, de ce Ploiești? Pentru că este orașul meu natal, orașul unde am petrecut foarte multă vreme. Și a fost un concert superb. Am avut acest fenomen numit standing ovation, nu sala în picioare, care cred că este cea mai mare răsplată pentru orice artist, indiferent de alte valori materiale. Cred că acest lucru, să ai publicul la picioarele tale și să existe această comunicare interumană prin intermediul muzicii mele, care mi s-a spus și mi se suflă în ureche că are așa un efect de terapie, mă bucură foarte mult și să-ți răspund efectiv la întrebare, suntem în fază de rulare cu noi concerte în toată țara, sunt un curs de desfășurare de fixat exact. Vreau să fac de la Arad, la Iași, în general în locații care sunt adapte, cum să zic, acestui gen de muzică, pop opera. Pop opera nu este nimic altceva decât o muzică, o îmbinare între, să spun așa, inflexiuni operistice cu o stilizată într-un gen pop comercial. Printre melodiile de pe album se află și Who Wants to Live Forever, într-o orchestrație inedită. Da. Care este motivul? Motivul este că, simplu, practic am crescut cu Freddie Mercury. Eu am 34 de ani, aoleu, eu mă dau deja mai mare. Și am crescut, efectiv a fost generația mea, am crescut cu Queen, cu Freddie Mercury. Cred că este efectiv o legendă, adevăratele legende, cu L mare și fără ghilimele. Deci, Freddie Mercury și Queen, pentru mine, este o legendă și a rămas o legendă, cum și Michael Jackson, pentru mine, a făcut parte din copilăria mea și efectiv, din tot ce a însemnat muzică în toată perioada mea de copilărie. Wants to Live Forever am crezut de cuvință și din punct de vedere muzical este scris, să spun așa, într-un mod liric, linear, care mi s-a potrivit. Și am reușit să restilizez și să reorchestrez datorită geniului, să spun, al compozitorului Andrei Tudor. Practic, noi suntem producătorii muzicali ale acestui prim album, Pop Opera. Este un album inedit chiar și în panorama mondială. De ce spun asta? Pentru că, în general, noi avem artiștii crossover cu albume Pop Opera cu genul de voce bine stabilit. Tenor, da? Andrea Bocelli, soprană, Sarah Brightman. Sau tenor Josh Groban sau Catherine Jenkins, dar niciodată cu un contratenor la un anumit nivel. Și chestia asta m-a făcut să fiu mândru, cu toate că eu sunt autocritic, foarte autocritic. Eu nu mă pot vedea în poze, nu mă pot asculta, tot timpul găsesc ceva nu știu, de obiectat. Who Wants to Live Forever a fost efectiv, chiar și în primul concert de la Ploiești, am decis să pun ca ultimă piesă, Who Wants to Live Forever. Pentru că este efectiv o trimitere către, nu știu, către nemurire. Mi se pare această piesă efectiv e nemuritoare, atât din punct de vedere muzical, că de când a fost scrisă și astăzi este atât de actuală, practic. Este o piesă care cred că niciodată nu va muri, va rămâne acolo. Ca și Mozart, Vivaldi, muzica de calitate se impune și se impune în Niciodată nu o timp. să dispară. Exact. Ce alte piese avem pe album? Avem, practic, este un album din punct de vedere stilistic, muzical, foarte complex. Complex, fără foarte. Ok. Avem, practic, cum ai spus, coloane sonore din filme celebre, cum este Nuovo Cinema Paradiso, tema din Nașul, foarte cunoscută. O aud, cred că, dacă stau în metro sau într-un autobuz, l-a avut ca sonerie pe telefon, deci tema din Nașul. Am decis tot așa, să fac o reorchestrare,
tot cu Andrei Tudor și să avem această variantă inedită. O să o ascultați cu cor. Este totul, este efectiv, are rolul de a rămâne. Când asculți acest album, este un album pe care îl asculți, nu știu, când vrei să efectiv să te calmezi după o zi, după cotidian, nu știu, ai așa o zi grea și să asculți acest album, efectiv te relaxează. Mai avem istoria de un amor, avem de la jazz, la pop opera, chiar la arii de operă stilizate în pop, pe genul rondo venețiano, dacă știți. Această arie din opera Rinaldo de Handel, La Sciacchio Pianga, este o arie cunoscută barochiștilor, să spun așa, dar aici este reorchestrată cu ritmuri, cu un ritm și cu efectiv calitățile unei piese pop. Pentru că eu cred că Bach, cred că a fost unul dintre cei mai mari jazzmeni, muzica pe care l-a scris-o se pretează foarte bine acum în swing, să spun, nu? Da. Sau Vivaldi, cum se mai spune, a fost un mare rocker. Lăsând deoparte cum arăta el cu părul lung și așa, dar muzica, efectiv, dacă ascultăm cele patru anotimpuri, efectiv acolo, dacă punem și o percuție și un beat, efectiv este rock, în toată regula. Tocmai de aceea eu am decis să restilizez această piesă, o arie superbă, este un imn, să spun așa, al tuturor celor care ascultă baroc, La Sciacchio Pianga. Este o aria al Mirenei din opera Rinaldo de Handel și am reușit să o fac într-o manieră proprie, pop. Și de aceea spun că vom avea și acest nou single, Painful Love, pe care l-am lansat acum câteva luni, alături de un videoclip superb pe care îl puteți vedea pe YouTube. Avem piesa Dance, Amore, tot așa lansată, scrisă de mine și de prietenul meu Radu Alin. Deci sunt mai multe stiluri, avem undeva la 4-5 stiluri, de la jazz, la latino, la pop opera, la operă, transpusă în pop. Deci prea multe cuvinte, de multe ori sunt deprisos, important să ascultați albumul. Albumul conține și single-ul Painful Love, despre care îi spuneai anul trecut că este un imn al iubirii, o baladă înclinată dragostei absolute. Da. Care anul trecut ai spus că este un imn al iubirii, o baladă închinată dragostei. Închinată dragostei, să spun așa, nu știu, este o baladă de despărțire, practic. Eu cred că toți am avut neșansa de a ne despărți, de a avea o relație. Nu cred că am avut. Eu, sincer, dacă mă întrebați, nu cred în dragoste la prima vedere. Tocmai de aceea această baladă este o baladă realistă și este o baladă de iubire, dar care nu are neapărat un happy end. Dacă veți urmări videoclipul, vă veți da seama. Pentru că eu cred în iubirea și în carpe diem, să trăiești momentul intens și clipa în acel moment, da? Dar nu cred neapărat într-o relație lungă până la adânci bătrâneți și să poți să... Aș tind să cred că există dragoste la prima vedere și că există o relație de durată. Dar, din păcate, societatea asta modernă ne-a cam dat peste cap. Și din acest punct de vedere sentimental. Mai vreau să întreb cât de importantă este dragostea pentru tine. Este primordială. Eu cred că nu mă aflam nici în acest moment aici dacă nu eram fructul pasiunii și dragostei, în primul rând, între mama mea și tatăl meu. Și nici acest album nu ar fi fost acum aici dacă eu nu iubeam și totul făceam din dragoste. Dacă ne referim la dragostea interumană, normal, am nevoie. Eu, ca artist și artiști în general, se spune, dar eu chiar pot să vă confirm că suntem constrânși oarecum de dragoste. Altfel nu putem crea. După Painful Love, care are deja un videoclip lansat anul trecut, da. Care ar fi următoarea piesă care va avea un videoclip? La care te gândești? Suntem în lucru acum eu și casa de producție Cat Music. Ne gândim la un... Este o idee personală, nu știu, aș vrea să fac un featuring ceva cu un artist, să spun, autohton,
din România, de ce nu chiar hip-hopper sau habar n-am. Este, nu știu dacă neapărat mă voi axa pe dragoste sau mesajul va fi tot din acest punct de vedere, să zic, emoțional pe partea de iubire, pentru că avem deja acest album care este efectiv, este o dedicație de iubire tuturor fanilor mei și nu numai. Mai ales cred că aș vrea să fac un nou single la care voi adăuga și acest videoclip. Legat, m-am gândit mesajul să fie mai mult pe partea de nu știu, de socială, să spun, de tot ce se întâmplă în România, pe partea, să zic așa, locală, nu neapărat un alt mesaj cu totul și cu totul aparte. Revenind la album, cum s-a născut ideea de a crea un astfel de proiect de muzică pop-opera? Eu sunt cântăresc de operă, sunt de ceva ani buni pe piața internațională și am... Practic, eu la 20 de ani, de când am descoperit vocea, am debutat în teatre importante, ca și contratenor, cu pregătire clasică. Nu? Am terminat conservatorul la Milano, tot în canto clasic. Și am cântat și cânt operă în continuare, dar, să spun așa, pasiunea mea pentru operă m-a făcut totuși să cred că opera nu este doar o nișă și nu este adresată numai unui număr de persoane, nu? Știm că opera la noi este, cum să zic, adresată unei nișe destul de minuscule în România, din păcate. Și atunci am vrut să creez această fuziune între public. Între publicul de operă și publicul, marele public, să spun, publicul larg, nu? Ceea ce am și reușit, atât prin prezența mea la Eurovision, o prezență, să spun, șocantă poate pentru mulți și inedită dintr-un alt punct de vedere, ținând cont că an de an la Eurovision toată lumea se prezenta cu aceleași voci sau, mă rog, dar nu niciodată cu un contratenor sau cu un cântăresc de operă. Chiar a fost chiar și în istoria Eurovisionului. Este o chestie inedită, cu atât mai mult contratenor. Știu că a mai fost la un moment dat o mezzosoprană, Malena Elman, tot așa, cântăreță de operă în vogă în Suedia și a participat și la Eurovision. Acest lucru mi-a dat foarte multă popularitate și atunci am decis, în primul rând, de punct de vedere muzical, îmi place foarte mult să aceste adaptări muzicale, nu numai a unor arii de operă, dar și acestor piese superbe, cum sunt cele care sunt pe album, Cinema Paradiso, Nella Fantasia, aceste coloane sonore superbe, scrise de genii, ca Morricone, Nino Rota. Și cred că eu acum nu mai cânt pentru o nișă, cânt pentru publicul larg. Deja aceste mijloace de comunicare, gen Facebook, YouTube, confirmă faptul că am devenit destul de popular încât să pot avea o sală plină și, de ce nu, la final, în picioare, la un concert, cum este The Voice of Love, pentru că albumul The Voice of Love este, practic, și numele acestor serii de concerte The Voice of Love, pe care vreau să le duc atât plan național cât și internațional. Pe continua să mergi pe ambele planuri, și operă și pop? Deocamdată, cum să zic, mă axez așa în funcție de priorități. Prioritățile mele și prioritatea mea acum este promovarea acestui album. Este un, să spun așa, eu am deja înregistrări cu case importante discografice pe partea de clasic. Am chiar și DVD-uri, Blu-ray, mă rog, în opere live înregistrate. Dar acesta este primul album pop-opera, în primul rând, și primul album portret, să spun așa. Adică, cum se poate și vedea, este mai mult decât atât portret, nu se poate. Și este album care mă reprezintă. Reprezintă sufletul meu, maturitatea mea sentimentală, muzicală, de-a lungul anilor, și cred că este o coronare a tuturor sacrificiilor mele de până acum și sunt extrem de mândru și de orgolios, aș putea spune, de acest prim, îl numesc copil al meu în ghilimele, discografic, unde efectiv am contribuit 100%, atât de la partea grafică, muzicală, producție muzicală, etc. Ai amintit mai devreme de Eurovision.
Anul trecut ai fost reprezentantul României. Ce crezi că vor face anul ăsta Paula și Ovi? Vreau să spun și nu vreau să fiu răutăcios, dar am urmărit cu mare interes ediția, să zic, națională Eurovisionului de la noi. Cred că anul trecut a fost un an și o ediție mult mai umană, mult mai transparentă, la modul că fanii erau implicați în mod direct. Anul ăsta parcă a fost așa foarte rapid, multă lume nici n-a știut. Cred că anul trecut chiar și cei care nu au vrut să știe au aflat de Eurovision prin supermediatizarea mea ca personaj ciudat, fustă, nefustă, mă rog, toate aceste piese, a putut să placă, să nu placă, au fost așa două tabere. Anul acesta a fost așa o chestie foarte, mă rog, foarte, aș putea spune, superficială pe de-o parte, dar eu am susținut de la bun început pe Paula. Nu neapărat că ea m-a susținut și atunci eu trebuie să-i întorc. Nu, efectiv, pentru mine Paula Selling este o cântăreață și un artist desăvârșit, care merge pe genul ei de muzică, are coloană vertebrală, nu a făcut compromisuri, numai de dragul de a fi, nu știu, mainstream-ul românesc. Este o voce pe care o apreciez foarte mult și piesa în sine, Miracle, chiar mi-a plăcut. Ovi este de asemenea un compozitor foarte talentat. Știu că are și ceva influență și școala scandinavă, să spun, că știu că el a stat în Finlanda, dacă nu greșesc, sau ceva de genul acesta, și cred că vor avea un impact. Dacă nu să câștige locul întâi, vor avea un impact în istoria Eurovisionului, pentru că piesa este foarte bună, show-ul am înțeles că va fi pe măsură. Eu unul, cred că la Eurovision se poate vedea și pe YouTube, am lăsat efectiv un semn în istoria Eurovisionului, un semn plăcut. Dacă eu am început cu stângul, am ieșit cu fruntea sus și glorios din această întâmplare. Pentru că a fost o întâmplare pentru mine Eurovisionul. Efectiv, niciodată nu mi-am propus sau nu am vrut să particip la, nu știu, a fost efectiv o chestie așa întâmplătoare. Printr-un simplu mesaj pe Facebook am ajuns să particip la Eurovision și să reprezint și România. Dar acest sentiment îl păstrez încă în suflet. Când vezi acei 15.000 de oameni care vibrează pentru tine, este un moment unic pe care un cântăreț de operă niciodată nu va putea simți, pentru că totuși noi suntem raportați la acele săli de operă unde capacitatea este maxim de 3.000-4.000 de oameni. Să ai așa senzația de popstar ca și cântăreț de operă în fața atâtor oameni, este ceva unic. Și asta vreau să fac. Cu acest album vreau să duc mai departe pentru marea masă, să spun. Și cred că acest album este practic o terapie pentru suflete. Indiferent că cunoști Cezar, noțiunea de contratenor, pop-opera, nu mai contează. Este un album adresat profanilor, în primul rând. Și este un album adresat oamenilor care au uitat poate că au acea sensibilitate sufletească și acest lucru este un semnal de alarmă, te face să-ți dai seama că, bă, tu ești sensibil, ascultă muzica asta și dacă ai vărsat o lacrimă înseamnă că ceea ce am vrut să creez din acest album și să ajung la sufletul oamenilor înseamnă că funcționează. Acest impact l-am observat deja la primul concert. Lumea poate, nu știu, cu o lacrimă pe obraz sau efectiv cu acest efect de piele de găină, nu? Este extraordinar și mai ales când vine din partea unor oameni care niciodată nu au auzit de tine. Ascultă muzica, efectiv piesa cu Monsters Forever, Nella Fantasia, Barnoam, o piesă de pe album și zice, băi, m-ai făcut să mi-aduc aminte de mama, de fosta mea prietenă sau... Deci este un mesaj, eu cred că și acest fenomen este vandabil. Nu numai beat-ul și... Este mai mult decât o melodie. Exact. Este eu consider un album terapie, nu știu, e ca o terapie. Cum am spus, eu sunt foarte autocritic, dar cred că acest album a ieșit bine. Ai scos albumul, urmează să mergi
să-l promovezi. Da. Care sunt următorii pași? Ce ai vrea să mai faci? Te-ai gândit? Păi clar, clar vor fi, va fi această campanie, să spun, mediatică, emisiuni, peste emisiuni, la nivel național. Eu țin să precizez că sunt și italian, mă rog, de adopție, sunt, da, am cetățenie italiană, drept pentru care vreau să ajung aceeași campanie mediatică pe care o am în România, să o fac și în Italia, pentru că eu sunt legat de această țară, atât din punct de vedere gastronomic, că sunt un mare gurman și aș mânca pastă în continuu, dar și din punct de vedere al artistic, pentru că știm bine, Italia este o țară cu tradiție din toate punctele de vedere, tot ce înseamnă artă, cred că Italia, arta este la ea acasă în Italia, să spun așa. Și atunci eu vreau să am o promovare și în Italia și clar, visul meu, dacă mă întrebați, acest album aș vrea să fie în casele tuturor care sunt pe acest continent în care eu cred foarte mult, se numește Asia. Eu vreau să promovez foarte mult acest album în Asia. Mă întrebați de ce? Pentru că sunt cei mai buni consumatori de muzică, la modul efectiv. Adică oamenii, eu am fost în Seul, în Tokyo și am văzut acolo, efectiv, devii, în afară de faptul că devii un idol, ei iubesc foarte mult acest gen de muzică și efectiv sunt cei mai buni consumatori, adică ei vin, dacă tu ai 10 albume, ei vin cu toate albumele cumpărate, așa, fizic, și ți le dau să le semnezi sau, nu știu, să le dai un autograf, abar nu am, ceea ce, din păcate, în România nu se mai poartă și, de fapt, pe plan mondial, vânzarea fizică a scăzut foarte mult pentru că pirateria e în floare și, mă rog, acest fenomen virtual este o chestie deja foarte bună să poți vinde online totul, dar sunt și oameni de modă veche, să-i numesc așa, care, cum să spun, preferă să aibă pe raft albumul și de aceea am ținut neapărat să arate efectiv ca un album cu buclet, cu tot ce trebuie, cu prezentare, nu doar așa un plic, un CD și piesele scrise acolo pe cover. Spui că vrei să pleci și în sănătate. Mai ai timp și pentru viața personală? Mai există? Am viața personală, cum să zic, o am așa, mergând. E adevărat că de multe ori poate că ai vrea să fim mai mult timp alături de cei dragi. Eu sunt foarte legat de familia mea, mă rog, care s-a înjumătățit, mama mea. Și de frații mei, cred că o chestie frumoasă care personal mi s-a întâmplat, Eurovisionul, poate multă lume nu știe, Eurovisionul practic ne-a reunit pe noi ca familie și ca frați. Eu am frați de tată, tatăl meu nu mai este din păcate și Eurovisionul și acea susținere activă a fraților mei ne-a făcut să ne reunim după ceva vreme, când noi eram un pic cam fiecare pe strada lui. Și de atunci am tot rămas. Deci eu trebuie să mulțumesc acestui fenomen numit Eurovision că mi-a reunit familia și că acum suntem mai uniți ca niciodată. Pot să spun să ai succes, îți urez să ai succes. Doamne ajută! Și să ne revedem la concerte. Exact. Atâta timp cât acest album va ajunge în casa oamenilor și în momentul în care veți asculta, veți da seama că muzica și limbajul pe care eu îl folosesc aici și tematica care este dragostea, este câteodată mai important decât alte valori, nu știu, materiale. Câteodată trebuie să ne înnobilăm sufletul și cred că acest produs și acest album are acest rol. Doamne ajută să fie, cum să zic, să fie de bun augur și mai ales să ajungă cât mai repede în casa tuturor românilor.